Despre Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva aflăm cele mai multe informații în Cartea Românească de Învățătură al Mitropolitului Varlaam al Moldovei, ce apare în anul 1643. Știm că s-a născut în prima jumătate a secolului al XI-lea în localitatea Epivata, o localitate ce se află pe malul mării Marmara. Astăzi această localitate se numește Selim Pașa. La vârsta de 10 ani, pe când micuța se ducea la biserică, fiind apropiată foarte mult de biserică, a auzit aceste cuvinte: cel ce voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Sunt cuvintele de la Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Marcu, în capitolul 8, versetul 34. Și au rămas aceste cuvinte întipărite în sufletelul ei de copil, astfel că începe să împlinească aceste cuvinte, împărțindu-și multe din căinuțele sale, poate și spre nemulțumirea părinților. Însă, după ce părinții mor, micuța crescută, ajunsă la majorat, împarte toată averea și îi urmează lui Hristos. La vârsta de 27 de ani, se mută la Domnul, deci foarte tânără. Știm de asemenea că moaștele Sfintei s-au descoperit tot printr-o minune dumnezeiască. Murind un marinar, camarazii îi aruncă trupul acestuia peste navă. Valurile mării aduc la mal. Unde a fost înmormântată Sfânta, cei care s-au ocupat au mormântat și pe marinar tot în acel loc. Au văzut că trupul acestei femei era neputrezit, însă n-au băgat de seamă. Și au îngropat și pe acest marinar, l-au îngropat tot în acel loc. Însă, Sfânta se arată îmbrăcată în împărăteasă unui anume credincios Gheorghe și anume unei anume femei Eftimia și cer ca să ia trupul de acolo, să scoată trupul de acolo. Lucrul acesta se întâmplă, se duc cu mare alai, spun preoților ceea ce au visat, ceea ce au văzut și merg cu mare alai să ia trupul, să dezgroape trupul femeii neputrezite de acolo, din acel loc. Mută și iau sfintele moaște, le duc la Biserica Sfinții Apostoli din, de acolo, din Epivata, din localitatea natală, unde stau o bună perioadă de timp. Acum apare bucuria desăvârșită. Marele nostru voievod Vasile Lupu, la anul 1641, pe data de 13 iunie, plătind tribut mult, ajutând Patriarhia Ecumenică să plătească datoriile către sultan, acesta primește în dar moaștele cuvioasei Parascheva. Și așa, Sfânta Cuvioasă Parascheva, cu alai mult, pe Marea Neagră, corăbii, ajunge la Galați, după care, cu mai mult alai, cu dragoste și cu iubire, ajunge la Iași, unde au fost depuse la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, titoria lui Vasile Lupu. În anul 1889, datorită faptului că apare sau se întâmplă un incendiu la această biserică, moaștele sunt mutate în Catedrala Mitropolitană, unde sunt și până astăzi. Și mulți credincioși, alai mult, merg și se închină la moaștele Sfintei pentru că aduc alinare, aduc ascultare a rugăciunilor, aduc multă bucurie duhovnicească.